au formulat un demers oficial din partea deputaților în Parlament. Excelențe sale domnului Marius Lazurcă, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Moldova. Vă rugăm respectuos, excelențe, să transmiteți autorităților abilitate române, să întreprindă măsuri de rigoare menite să retragă din spațiul politic moldovenesc supușii statului român care, prin comportamentul său, au dus la încălcarea prevederilor constituționale în Moldova, la zguduirea opiniei publice locale și internaționale, implicit aducând prejudicii grave imaginii României pe plan extern. Regretăm, excelență, dar suntem nevoiți să constatăm că nemulțumirile poporului Moldovei, materializate prin proteste legitime din ultima vreme contra uzurpării puterii în stat, au loc datorită deciziilor luate, fie personal, fie prin complicitate, de persoanele care în diferite perioade au obținut calitatea de cetățean al României sau acceptul statului român de a obține această calitate. Printre aceștia se numără cetățenii Ulinici Vlad, cunoscut în Moldova sub identitatea Plahotniuc Vladimir, prim vicepreședintele Parlamentului, Hadârcă Ion, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal, Treleț Valeriu, președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, precum și Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale. La fel, rugăm respectuos să îi se atragă atenția deosebită cetățeanului Roibu Alexei, ministru al afacerilor interne, că orice provocări împotriva protestatarilor pașnici, precum și orice utilizare contra acestora a forței din partea subordonaților acestuia, implicit se va răsfrânge negativ asupra imaginii statului român, a cărei cetățenie este solicitată de către ministrul de interne, Roibu. Excelență, sincer considerăm că este și beneficiul României, interesele cărei reprezentați în Moldova, să faceți tot posibilul ca asupra relațiilor dintre statele noastre să nu planeze niciun fel de amenințări, îndeoseb din partea cetățenilor statului european România. Rugăm să acceptați, excelență, expresia înaltei noastre considerațiuni. Deputați în Parlament, Alexandru Petkov, Anatolie Zagorodnii și Ion Ciban.